cailor, cu gura de-a mândrilor. Oaș, nume impetuos și pătimaș ca o țipuritură, gustind de aroma tare a sângelui și a sevelor acestui pământ. Țară de legendă, în care regăsim obârșia noastră demnă, conjugată cu noțiunea de civilizație înfloritoare. În acest mereu tânăr și imprevizibil ținut din nord-vestul țării, frumusețea locurilor este egalată de măreția oamenilor, de frenezia cu care ei se dăruiesc în muncă, în cântec și în joc. Lăuta cu trei strune, cetera, este împreună cu zongora instrumentul muzical pe gustul și pe inima oșanului. Ea împletește cu finețe zeci de melodii oșenești pe care urechea neavizată nu le poate deosebi. Deci, alături de cetera, un singur instrument de acompaniament, zongora, și orchestra este gata. Dar parcă și mai frumos sună când zvâcnesc în cascadă, în țipăt scurt, când gutural, îndăuit pe tonuri înalte, țipuriturile. Oașul, una dintre cele mai caracteristice și interesante zone folclorice din țara noastră, se remarcă și prin frumusețea particulară a portului. Costumul oșenesc pune în evidență grația și vigoarea oamenilor și se caracterizează prin vioiciune, expansivitate, prospețime, vie armonie cromatică și măestrită alegere a câmpilor ornamentali. Z-z-z-z.
până tu n-ai somnul. Gana tu dormi luz z z z z z z z Ой, если бы не те одни луз з з з з з з з Ой, по назореле з 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 De la suava și neștiutoarea copilărie, la vârsta înțelepciunii și a gravității. Un grup de nonagenari ne dă prilejul să vă oferim o imagine a anotimpurilor biologice exprimate din simțire și culoare. Exuberanța tinereții vădită în costumele mamei și al copilului din cântecul de leagăn este înlocuită cu sobrietatea simplității coloristice la costumele bătrânilor pe care îi urmărim. Înainte vreme, părul rătunzat era un semn distinctiv al oșanului. Nu exista fecior, bărbat sau vârstnic care să nu poarte părul ca acești bătrâni din imagine, ultimii păstrători ai vechiului obicei. Ciocul sau hora duminicală este la Oșeni evenimentul săptămânii. Fiecare sat oșenesc își are un loc anume improvizat pentru joc, o ciupercă de lemn acoperită cu șindrilă. În centrul acestei rotunde de dans este urcat ceterașul. Într-o asemenea zi, când vara grijilor gospodărești se îngână cu toamna cea îmbelșugată, stegarul invită tot satul la nuntă. Băi, feciori și fete! Oameni și neveste, prin mine vă roagă mândrul nostru mire, ca să-i faceți peste o zi cinstire. Și la nunta lui cu toții să veniți, cu mic, cu mare, să vă înveseliți! Pregătitul steagului acasă la mire. Pe fundalul a două basmale roșii sau albe, fetele cos batistuțe frumos lucrate de mână,
iar feciorii prinde bota steagului țurgalăi și un mănânc de barbinoc, plantă cu frunze veșnic tinere, pentru ca viața mirilor să fie ca barbinocului, adică nepieritoare. Mireasa, personajul central al nunții oșenești, este gătită îndelung după un anumit ritual. Podoaba cea mai de preț a miresei oșence este pieptănătura, la care se depune o activitate de zile și ore în șir. Thank you.
Primăvară pe meleaguri oșenești. Ceva din seva proaspătă a pământului urcă din rădăcini spre sufletele oamenilor. Pentru izbânda soarelui, pentru prospețimea izvoarelor, pentru cerul arcuit înalt și senin peste sate, copiii din târșolți au împletit cu nunde sânziene și glasurile lor răsună abinețe ca pentru un oaspete îndelung așteptat. Jocul de copii închinat anotimpului florilor prefigurează sâmbra, datină oșenească păstrată cu sfințenie din moș strămoș. Sună și răsună trâmbițele la huta Certeze. Din satele așternute la poalele dealului, urcă spre miezul verde al acestui minunat amfiteatru natural mii de oameni. Aici, în fiecare an, se celebrează venirea primăverii. Oamenii ies la sâmbra oilor, datină pastorală rămasă din bătrân când se stabilesc după măsuriș pe cinstită învoială condițiile ciobănitului de peste an. Învoiala se încheie cu un minunat banchet la iarbă verde. Din straițele migălit înflorate care s-au odihnit pe stinghii de lemn, se scot la iveală nenumărate bunătăți, semne de bun augur ale belșugului. Obicei legat de vremurile când ocupația de bază a locuitorilor din depresiunea oașului era păstoritul, sâmbra este una din cele mai frumoase sărbători rustice în care ni se dezvăluie universul spiritual și temperamental, felul de a trăi și a munci al oșanului. În asemenea momente de exultare, la care participă cu bunăvoie de la mic la mare, jocul și cântecul țin pas cu inima fierbinte oșenească. Ca smuls din miezul adânc al pământului răsună ritmul pregnant al dansurilor și îmbătate de impulsul sângelui zvâcnesc țipuriturile. În această veche vatră românească, trainica veriga a permanenței noastre naționale, coordonatele umane sunt setea pătimașă pentru frumos și disponibilitatea nelimitată pentru muncă și viață. Organizată cu minuțioasă grijă, sâmbra oilor din acest an a fost încununată de un mare spectacol în aer liber, oferit de cei mai buni artiști amatori din județul Satu Mare, spectacol din care vă oferim câteva fragmente. Interpretează o formație de copii din Târșolț, corul din Roșiori, formațiile de dansatori din Bixad și Negrești, țipuitoarele din Gherța Mică și soliștii Greta Zoicaș și Nicolae Tontea.
ele, ca să pot striga cu ele. Oșenie nu o lăs, dimor, ține cu o văz, cu o văz de-a cailor, cu gură de-a mândrilor. Le-le-le-le-le-le, dragul Nicopu și fana și mândra din cărmățana, dragul Nicopu și struțul și mândruțele din turțul. Le-le-le-le-le-le, dragul Nicăluțul sur, că mă duce până tur. Și din tur până în Dixa, să vă mândrile ce fac. Și din tur până în Dixa, să vă mândrile ce fac. Da! Să urce căinicu și nu mă ajunge de ele și de ele, măi.